210 milioane de oameni din întreaga lume suferă de bronhopneumopatia cronică obstructivă. Este a treia cauză de deces după infarct și cancer. În România este o boală subdiagnosticată, care ajunsă în faze avansate, transformă viața bolnavului într-un coșmar. Speranța de viață acestuia scade și cu 20 de ani. În România discutăm undeva de 5-1 milion de persoane cu astfel de afecțiune, Ar zice că începe să reprezinte un număr destul de important de cazuri, pentru că aceste cazuri atrag după sine costuri deosebite pentru serviciile de sănătate. Cauza principală a bolii este fumatul activ, dar și pasiv, iar în ultima perioadă s-a constatat că vârsta celor mai tineri pacienți a scăzut alarmant, până spre 30 de ani. Este o boală cronică, seamănă cu ateroscleroză, se asociază cu cardiopatie ischemică, are un răsunet general, afectează multe alte organe, are consecințe distrugătoare asupra pătimitorilor ei. De aceea, prevenția este importantă. În perioada 16-20 noiembrie, românii care vor să afle dacă suferă de această afecțiune pot să facă gratuit teste care indică vârsta reală a plămânului, dar și spirometrii care indică în ce măsură acesta este afectat de bronhopneumopatie cronică obstructivă. În plus, medicii din Comisia de Pneumologie a Ministerului Sănătății intenționează să treacă medicamentele destinate tratării acestei afecțiuni într-un regim de compensare de 100%. În prezent, aceste medicamente sunt compensate doar în proporție de 50%.